poarta era deschisă și ușa de la casă, de la intrare. Da. Ieri dimineață. Și azi dimineață tot așa. Și atunci m-am dus la vecina lui, că eu la, el e la 219, el e la 236. M-am dus la vecina lui și am zis, vecina, hai să vedem ce s-a întâmplat cu vecinul. Că acolo era picat acolo, nu sunt gol, între ăla. Și avea semne de violență? Era tot plin de sânge pe aici, pe jos, pe lângă... Era plin de sânge pe jos, acolo, pe jos. Pe linoleu. Da. Dar a fost omorât sau? Nu, el s-a, 100%. Dar avea probleme? Deci el îi despărțit de soție. Da. Are un copil de 20 de ani, copilul lui. Nu, deci soția s-a recăsătorit, el nu a mai colaborat cu nevastă sa. Și bea? Și bea două săptămâni, nu două zile, bea două săptămâni non-stop. Și merge la două săptămâni și își lua o mașină, lucra pe taxi. Era taximetrist în Cluj. După două săptămâni vine iar acasă, lucra trei zile, lucra două, trei zile, vine acasă, iar o ține două săptămâni. Cu băutura. Cu băutura, deci am fost incăsuit să spun cu el. Și s-a tăiat pe mâini? Parcă, eu nu știu, că eu nu m-am uitat cum, eu fost scârbă când am văzut la sânge pe jos. Am înțeles. Deci eu m-am băgat cu vecina ca să... Ca să nu fiu singur, vorba. Da, să aveți martor. Deci mi-a fost elev, eu sunt învățător. Mi-a fost elev și știu că așa pățește. Pentru că să bei un sac de Newmark, de pe... A fost astăzi cu domnul profesor, noi suntem vecini aici. Domnul profesor m-a chemat că să vedem că ce s-a întâmplat cu vecinii. Și eu zic că să stau eu la gard, ca să nu fie ceva. No, și dânsul s-a băgat în curte și când s-a dat la gard și dânsul s-a băgat în curte și atunci au văzut că ce? Vecinul îi acolo jos. No, deci nu a intrat, numai până acolo, în marginea ușii. Ce e cu vecinul dumneavoastră? Ce s-a întâmplat cu el? Asta nu știm nimica. Ce s-a întâmplat, nu știm nimic. Am înțeles că era tăiat pe mâini. Deci, cum ne-a spus domnul tot, vecinul, că era să-i spună lucra. Nu, în rest, absolut nimic. Eu n-am văzut, numai chiar unii stâlpul acolo, nu m-am stat și m-am uitat. Era speriat vecinul dumneavoastră, așa-i? Da, l-a găsit. Da. Și s-o speria și eu m-am speriat. Și apoi dânsul a anunțat la... La poliție. Da, avea probleme vecinul dumneavoastră. Da, nu a avut probleme. Deci, înseamnă, nu a avut probleme ca pe mica, deci... De două, trei zile nu m-am văzut, că de-i porta deschisă pe aici și ăsta nu. Înțeles că bea, consuma alcool. Da, pe că ori și care om, nu, cum să zicem, nu a fost chiar ăsta. Da, scandal în sa și cu din ăstea noi n-am avut treabă. Am niciodată. Înțeles. Thank you.